Pandemia duce la modificări de stil de viață și de petrecere a timpului liber. Apare și câștigă teren un nou concept, turismul de după amiază. Astăzi vă prezentăm o destinație posibilă în acest sens, aproape de Ploiești. Să urmărim materialul. Casa Seciu este situată la nord de Ploiești, pe vârful unui deal. A fost construită în jurul anului 1970, pe locul unei vechi crame ce a aparținut boierului Raciu, după un proiect al arhitectului Ion Bocian. Îmbină stilul tradițional românesc de culă boierească cu cel modernist. În scripte apare în 1632, pe un zapis pentru biserica din Seciu, prin care o anume Stana vindea jupânului Neagu 3 pogoane de vie la Scăieni. Ne aflăm în Boldești, Scăieni, Prahova, mai precis în Seciu, în Casa Seciu, un complex turistic care are o istorie destul de mare și este un loc care a devenit din ce în ce mai cunoscut, mai ales în ultimii ani. Eu aș spune că, în primul rând, datorită calității pe care o oferim, datorită produselor, pentru că chiar obișnuiesc să spun oaspeților, și aici fac o mențiune, că eu întotdeauna am considerat că în domeniul ăsta al ospitalității noi nu avem clienți. Clienții, din punctul meu de vedere, sunt, nu știu, la alimentară, la magazin, oriunde în altă parte. Aici, în domeniul nostru, noi lucrăm numai cu oaspeți și noi trebuie să oferim ceea ce se așteaptă. Și chiar le spuneam oaspeților că sunt multe alte restaurante care au mai mult sau mai puțin produsele pe care le avem și noi în meniu. În schimb, sunt puține alte restaurante care au în meniu unele din produsele pe care le avem noi. Și aici mă refer în primul rând la vânat. Printre asta suntem mai foarte cunoscuți în zonă prin faptul că oferim vânat. Și aici mă refer la cerb, la mistreț și în perioada când era voie, când se vâna urs și aveam chiar și labă de urs și așa mai departe, dar când era posibil lucrul ăsta. Acum, printre asta, facem diferența în primul rând și nu neapărat cât și prin vinul nostru, vinul cramei noastre, vinul Casa Seciu, avem alb, roșu și roze. Și este un vin chiar apreciat și vă spuneam mai înainte, apropo de rozeul pe care l-am avem în față, am avut o amintire extrem de plăcută. Anul trecut am avut un grup de 21 de turiști din Statele Unite care au venit la noi să încerce produse tradiționale. Le-am oferit, bineînțeles, produsele tradiționale, sărmăluțe, mămăliguță, mititei, au fost foarte încântați și le-am oferit, bineînțeles, și vinul nostru. Au vrut să încerce vinul roze, l-au încercat, le-a plăcut foarte mult, în acea perioadă nu l-aveam și îmbuteliat vinul roze, era doar la carafă și la plecare mi-au zis, domnule, vrem să luăm cu noi vinul roze. Zic, îmi cer scuze, dar nu am cum pentru că nu l-am îmbuteliat. Zice, nu știu, dați-mi într-o sticlă. Și atunci le-am dat în sticle, de sticlă, să spun așa. Le-am pus vinul roze și mi-au zis, acum se vede, mâine dimineață avem zbor spre Statele Unite. Dacă n-or să ne lase la aeroport cu el, nu e nicio problemă, ne oprim în aeroport și îl bem acolo. Casa Seciu e unică prin sculpturile sale de lemn care întâmpină vizitatorii. Sunt realizate în lemn de stejar pe teme de vânătoare. În cramă, tot sculptate, pot fi văzute butoaie de 10 și 50 de decalitri. Reacția turiștilor pe care aveam cazați, care mi-au spus, domnule, nu mă așteptam să aud, spre exemplu, George Ionescu la țambal. După 1945, ea a devenit o locație exclusivistă pentru cei care erau în conducerea partidului. Activiști de partid și securitate. Da. Adică inclusiv Adrian Păunescu venea destul de des aici și avem chiar un salon care se numește Salon Ambasador și Salon Ambasador și-a luat numele datorită faptului, a fost primul salon al locației, datorită faptului că aici veneau ambasadorii și mâncau. Deci ambasadorii altor țări care erau în Republica Socialistă România, cum se numea înainte. Și după 1990 locația a trecut prin mai multe perioade, să spun așa, dar
cu actuala administrare, să spunem, s-a investit foarte mult, pentru că înainte s-a mers pe principiul de a stoarce, să spunem, și stoarci, dar la un moment dat nu mai ai ce stoarce, dacă nu și investești. Și din fericire, la ora actuală, actuala administrație a înțeles că și este conștientă că trebuie să investești. Fără investiție nu poți să ai rezultate. Clădirea simbol al Scăeniului și al Prahovei își așteaptă vizitatorii în 7 locații de vis: grădina de vară, Royal Ballroom, Salon Ambasador, Salon Select, terasa exterioară și Grand Event Ballroom. Sperăm toamna aceasta să putem oferi primele degustări și chiar acolo în locație. Noi am mai organizat degustări de vinuri pentru grupuri corporate, să spun așa, dar ele s-au desfășurat în saloanele noastre, asta înainte de pandemie. După pandemie n-am mai făcut așa ceva. Și acum, v-am spus, noi ne dorim să organizăm chiar în interiorul cramei, să organizăm aceste degustări cu produsele noastre, cu vinurile noastre, să spunem. Venim puțin la vinuri. Ați menționat vinul sec de Crama Seciu și acest demidulce. Care este foarte cunoscut, pelinaș alb și pelinașul roșu. Și foarte lume vine la noi pentru că știu că vor găsi pelinaș. Oamenii, cei care ne calcă pragul, nu vin la restaurant neapărat de foame. Ei vin pentru o poveste, pentru o atmosferă, pentru să-și încarce bateriile, să se simtă bine. E bine, noi nu trebuie să oferim doar produsul în sine, ci trebuie să oferim, să știm să oferim și atmosfera. Și trebuie să știm să oferim povestea, pentru că în felul acesta oamenii se reîntorc cu foarte mare plăcere la noi. Avem oameni, avem turiști care ne trec pragul și care vin din apropierea Bucureștiilor, vin cu minibuz, cu autobuze micuțe speciale pe care le închiriază și vin grupuri de 20 de oameni la noi aici la Casa Seciu. Și asta ne bucură, pentru că asta înseamnă că facem o treabă bună, asta înseamnă că oamenii sunt mulțumiți de ceea ce le oferim, de serviciile noastre și, de asemenea, o răsfrângere, să spun așa, a serviciilor pe care le oferim se vede și în recenziile pe care am început să le primim pe anumite site-uri de specialitate referitoare la hotel, spre exemplu, pentru că aici avem și cazare.